Bine v-am regăsit! Doamnelor și domnilor, Sala Mare a Ateneului Bucureștean a găzduit la începutul acestei săptămâni recitalul Mădălinei Pașol, un nume consacrat al pianisticii românești. Recitalul a fost însoțit și de lansarea unui CD ce cuprinde capodopere semnate Franz Liszt și Robert Schumann. Și cum un asemenea eveniment muzical nu putea să treacă neobservat, am invitat-o în acest cochet spațiu din ceaineria Green Tea pe doamna Mădălina Pașol pentru a ne povesti atât despre acest moment din viața și cariera dumneaei, cât și despre ce înseamnă să fii un muzician de succes al zilelor noastre. Sărut mâna! Mulțumim! Mulțumesc pentru invitație! Și noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Știu că sunteți foarte prinsă în aceste zile. Urmează să plecați din nou în Germania pentru a susține un nou recital, un nou concert. Și prezentarea CD-ului, bineînțeles. Doamne Pașol, au trecut câteva ore de la recitalul de la Ateneul Român. Recital ce a marcat și lansarea unui CD, așa cum spuneam ceva mai înainte. Este un omagiu adus compozitorilor Franz Liszt și Robert Schumann. De ce ați ales muzica acestor doi romantici? Sunt convins că puteți aborda lucrări din toate epocile muzicale. E ceva care vă atrage în mod special la muzica lor? Îmi place legătura dintre aceste două lucrări. Franz Liszt a dedicat sonata în si minor, a dedicat-o lui Robert Schumann. Un gest cât se poate de nobil și de frumos. Această sonată este una dintre cele mai dificile lucrări pentru pian. Este un, așa zis, concert pentru pian fără orchestră. Este o lucrare deosebită care are un loc aparte în repertoriul oricărui pianist. Spuneți-mi, sunteți un nume consacrat al pianisticii europene, ați confirmat de mult acest lucru, ați cântat mai peste tot în Europa. Știu din declarațiile dumneavoastră că ați muncit foarte mult pentru a ajunge la un asemenea nivel. Și mai știu că în astfel de cazuri nu se mai pune problema vreunei provocări. E mai mult decât ambiție. Ce e dincolo de muncă și curiozitate? Pasiunea pentru muzică, nevoia de a descoperi toate la un loc? Probabil toate la un loc. Este și o obișnuință. Eu sunt obișnuită din copilărie să mă trezesc și să-mi încep ziua cântând la pian. Este o obișnuință a familiei mele. Noi sunteți toți suntem muzicieni, suntem muzicieni. O familie de muzicieni, profesioniști. Tatăl meu a fost violoncelist, bunicul meu a fost contrabasist, fratele meu este violoncelist, fetița mea cântă la pian. Nepoțica mea cântă la pian, deci suntem o familie de muzicieni și acest ritm pe care ți-l dă exercițiul și studiul unui instrument și studiul pianului este o formă de viață. E un mod de viață, nu? Este un mod de viață definitiv, deci nu poți să faci această meserie fără să trăiești în muzică. Creierul are nevoie în fiecare zi de aceste exerciții pentru că altfel imediat te cuprinde o tristețe și nu știi de unde vine și când te așezi înapoi la instrument imediat te bucuri și aș putea să spun acest delir al muzicii este o stare naturală, să zic așa, a existenței mele. Spuneți-mi, ce-ți trebuie să ajungi un pianist de succes? Care-i drumul? Totul se obține prin exercițiu? Prin exercițiu și perseverență sau mai e și altceva? Cred că cariera de pianist, de muzician, de om de scenă este un cumul de multe lucruri. În primul rând trebuie să aibă la bază pasiune, să poți construi acest ritm de a exersa zilnic. Bineînțeles, sunt posibilitățile pe care ți le oferă viața. Întotdeauna trebuie să știi să-ți alegi drumul, să-ți alegi pașii pe care vrei să-i faci și, bineînțeles, să te afli la momentul potrivit acolo unde trebuie să fii. N-aș putea spune că viața mea a fost, din punctul acesta de vedere, întotdeauna un drum deschis.
Cred că acea poveste de succes, că te auzi cineva cântând undeva la pian și a zis, vai, păi mâine ai contract cu Sony, asta este o utopie. Recomand totuși să se studieze foarte temeinic și să-ți construiești o carieră sănătoasă pe multă muncă, pentru că aștepta să fii descoperit se întâmplă foarte rar. Are șansa vreun rol într-o astfel de poveste? Cred că șansa și-o face fiecare prin pregătirea sa și prin a fi în fiecare zi apt să demonstrezi ce poți. Eu aș putea să spun că sunt o persoană puțin mai ambițioasă, îmi place să fac lucrurile foarte bine. Spuneți-mi, vă rog, știu din propria experiență că trebuie să petreci foarte mult timp cu instrumentul pentru a ajunge la acea lejeritate care să-ți permită să cânți așa cum vrei, așa cum simți. Și că există de fiecare dată o bucurie de a repeta, chiar dacă e la un moment dat ca picătura chinezească. Iar și iar repeți aceleași lucrări, aceleași sunete. Mai aveți și acum acea bucurie de a repeta, acea beatitudine pe care ți-o dă muzica, chiar dacă ai repetat lucrarea de sute de ori? Pentru mine este mai mult o căutare a unei soluții pentru momentul în care merg pe scenă. Este foarte important să studiez momentul concertant și caut posibilitățile tehnice în funcție de piesă. Momentan nu am foarte mult timp de studiu, de aceea trebuie să-l folosesc la maxim și mă bucur foarte mult de momentele în care sunt singură cu pianul și de momentele în care chiar am timp să studiez, pentru că este într-adevăr o mare bucurie. Muzica pentru mine este o bucurie și asta și încerc să fac, să împărtășesc această bucurie a muzicii, această bucurie cu care compozitorii au compus și cu pasiunea care au pus-o în lucrările lor. Știu că studiul nu se reduce doar la acel travaliu tehnic de care niciun instrumentist nu scapă. Există un dialog în timp ce studiezi, un dialog cu tine, un dialog pe care muzica ți-l creează. Și poate întrebarea e, nu știu, puțin mai delicată. Spuneți-mi, vă rog, ce ați învățat dumneavoastră de la dumneavoastră pe parcursul anilor de studiu, ce ați descoperit din aceste discuții pe care sunt sigur că le aveți mai mereu? Cea mai mare descoperire a vieții mele de până acum este răbdarea. Am avut o mare problemă cu răbdarea de când m-am născut. Studiul la un instrument are nevoie de foarte multă răbdare. Când ești copil și ești nevoit să înveți, de exemplu, o fugă de Bach, și ai în fața partitura și vezi negru în fața ochilor, numai note portative, diezi, bemoli, toate semnele posibile și imposibile, te gândești că niciodată nu vei fi capabil să descifrezi acea hartă, este de fapt harta muzicii, partitura. Îmi aduc aminte că până acum câteva ore, în toată viața mea am luptat și lupt cu răbdarea. Sunt un om nerăbdător, mi-ar plăcea să am ieri lucrurile pe care le-aș putea avea mâine. Sunt convins că nu ați avut de fiecare dată succesul pe care l-ați așteptat, cu toate că ați muncit foarte mult. Drumul, evident, e plin de suișuri și coborâșuri. În ce stă puterea de a merge mai departe, de a merge tot timpul mai departe? În bucurie.
Este foarte important să înveți la un moment dat că toate, zic așa, prăbușirile sunt de fapt pași înainte, că după ce te ridici de acolo de unde ai căzut și pornești mai departe, pornești cu un alt curaj și cu o altă deschidere către viitor. În bucuria de a te ridica și de a cânta? În bucuria de a trăi, în bucuria de a cânta, în bucuria de a dărui oamenilor muzică, de a dărui oamenilor bucurie, de a-ți dărui ție momente de neuitat pe scenă, pentru că, de fapt, artiștii care merg mult pe scenă dezvoltă un fel de dependență de momentul scenic, de momentul în care își iau zborul prin intermediul actului artistic. Este o desprindere de natura fizică umană și actul artistic este un zbor practic al psihicului uman. Se spune că artiștii cântă tot timpul pentru public. Așa este? Cântați tot timpul pentru public sau în primul rând cântați pentru dumneavoastră pentru că vă face bine și după asta pentru public? Eu cred că în primul rând cânt pentru piesă. Întotdeauna mi-am ales repertoriul pentru că mi-a plăcut foarte mult. Rare ori cânt pentru public, pentru că atunci ar însemna că ești cumva așa îndrăgostit de tine însuți în momentul în care ești o divă pe scenă. Și a cânta pentru public înseamnă că faci puțin abuz de public, de virtuozitate, de anumite cosmeticării, să le spun așa, artistice. Iar eu nu sunt acest gen de persoană care face un spectacol pentru public, ci dacă mi iese un spectacol bun, este pentru că am prezentat piesa cât mai aproape de adevărul ei, de adevărul cu care a fost compusă. Împărtășiți din bucuria dumneavoastră de a cânta publicului? Sper, da. Asta vă doriți? Cred că asta își dorește fiecare. Artist, fiecare muzician. Dacă n-am împărtășit bucurie, cred că atunci toată lumea ar trăi o tragedie la concerte. Nu poți să cânti numai pentru tine, nu? Cred că dacă ai un moment artistic deosebit, este pentru toată lumea. Și pentru tine și pentru public. Și pentru cei care vor asculta înregistrările. Ne apropiem de finalul emisiunii. O ultimă întrebare. Unde vă putem asculta în următoarea perioadă? În următoarea perioadă voi avea o serie de concerte într-o grădină. Vom face pe toată perioada verii un mic festival. Vom pune un pian în grădină și vom cânta în această locație superbă, începând cu data de 4 mai. Aceasta este o vineri, dar concertele vor avea loc în fiecare joi din săptămână. Asta după ce o să susțineți recitalul din Germania. Da, de la Frankfurt. De la Frankfurt. Mulțumim tare frumos pentru timpul acordat. Vă mai așteptăm aici la noi, la Trinitas TV. Le mulțumim și gazdelor noastre, domnilor Daniel Cornea și Ciprian Badiu, care au grijă ca acest spațiu al ceainăriei Green Tea să fie deosebit de primitor. Și nu în ultimul rând, vă mulțumim dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că sunteți de fiecare dată alături de noi. Numai bine!